Vicecampionul național la scrimă a declarat pe contul său de TikTok că Federația Română de Scrimă i-a oferit la finalul campionatului național U23 un decor, loțiune și gel de duș, pe lângă diploma și medalia obținute. Am avut campionatul național U23, am luat locul 2, să vedeți ce am primit. Cum se dai așa ceva la un campionat, probă masculină, unt de corp, loțiune de corp și gel de duș de mere? Decât să dai așa ceva și să-ți bați joc de băieți, mai bine spui că nu ai și mergem cum suntem noi obișnuiți, doar cu medalia asta și diploma, a spus sportivul într-o înregistrare video postată pe 3 martie pe TikTok. Jurnaliștii Info Sud-Est au contactat Federația Română de Scrimă pentru o reacție privind afirmațiile sportivului. Federația a susținut că atât sportivii cât și antrenorii au fost plăcut surprinși când au primit un premiu suplimentar, chiar dacă acesta a fost simbolic. Federația Română de Scrimă acordă diplome și medalii. Ocazional la aceste competiții sunt oferite premii simbolice în produse de la partenerii federației, a transmis Federația Română de Scrimă. Premierea rezultatelor obținute la campionatele naționale se face de către cluburile la care sunt legitimați sportivii medaliați, a mai adăugat Federația. Federația Română de Scrimă a primit pentru 2023 de la Ministerul Sportului un buget de 5,8 milioane de lei, comparativ cu 5,85 de milioane în 2022. Marius Florea, președintele Federației Române de Scrimă, a declarat la 31 ianuarie pentru Ager Press faptul că bugetul pentru 2023 va ajunge doar până la campionatele mondiale de seniori de la finalul lunii iulie, iar necesarul pentru acoperirea întregului an ar fi fost de 12,4 milioane de lei, relatează mesajul.ro.